Sătenii din Reizeni, raionul Ialoveni, au asistat zilele trecute la o slujbă de sfințire a unei cruci din piatră, montată în curtea bisericii din localitate, în memoria sătenilor omorâți mișelește de bolșevicii comuniști în iulie 1941. Monumentul din piatră a fost realizat de sculptorul Tudor Cataraga cu susținerea financiară a unuia dintre feciorii celor împușcați pe nedrept. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi! Sfântul Pânteaz sfințește postamentul acesta într-o pomenire a turmiturilor tăi Diomid, Nicolae, Daniil, Nichita, Alexandru, Jurian, Alexandru, Ilie și la toți dorii cunoscuți prin stăpire cu această apă sfințită. În numele Tatălui, Șafirul și a Sfântului Duh. Amin. Indiferent că au murit pe război, că au murit în boală, că au murit fericiți, scârbiți, azi este o zi de pomenire care noi trebuie să-i pomenim pe toți. Și datoria noastră este ca noi să nu uităm și le-am ridicat un mic monument în cinstea lor. Dumnezeu să-i aibă în pază, în grijă și să-i ierte și noi să le purtăm veșnica amintire. Sătenii își amintesc cu groază de acele vremuri. Ei au fost nevinovați, dar au fost împușcați sărmanii în gură și nădușiți și chenuiți. Cum? Chenuiți o sunt de țărmane. Și împușcați cu țărna în gură, au mărit s-o dus. Să ne rugăm, sufletele tău, care s-o psicut atunci, fără de vreme. Și Dumnezeu să ierte pe toți cei care s-au petrecut, pe cei care au făcut lucrul ăsta, ca Dumnezeu stăți. Nu știm noi, nu zicem noi și nici lovar, și nu fost, nu știm. Din harurile cele bune care le-a lăsat Sfântul Dumnezeu nouă, probabil, dar sunt sigur că cel mai mare e a neuitării. Pentru că dacă nu ne păstrăm amintirea și neuitarea, nu mai putem îndepărta de locuri. Acei oameni gospodari, oameni care n-au purtat nicio vină, și ei vrăiau și trăiau pentru copiilor, pentru sat, pentru localitate, pentru un viitor luminos. Au fost duși în Siberia mulți de acele regimuri și putem să le spunem noi astăzi, așa cam direct, regimul comunist care i-au depresat, i-au împușcat, i-au ținut în lagăre pe acești oameni. Nu-i locul și nu-i momentul să facem politică aici, cu atât mai mult nu-i locul și nu-i momentul să facem campanie electorală. Ne este și nouă plină inima de jale, ascultând istoria acestor oameni nevinoveți, care au murit, care au fost uciși. Deoarece nu este un caz izolat. E plin pământul țării noastre cu oasele celor care au fost absolut nejustificat omorâți și pentru un simplu motiv, că erau oameni gospodari, că erau oameni credința lui Dumnezeu. Este important ca să avem tot timpul în memorie istoriile astea care le auzim, să le transmitem copiilor noștri, să știe și ei de unde venim, ce e cu noi, cine a fost bun cu noi, cine a fost rău cu noi. Moldovenii sunt oameni blânzi, cu frică de Dumnezeu. Dumnezeu să-i odihnească, dar pe noi să ne păzească pentru viitor, să nu mai avem așa ceva niciodată.